prima întrebare mi-a pus-o un ziarist care, văzând lista invitațiilor, văzând și sumarul cărții, m-a întrebat: la masa de la Hilton se află viitorul președinte al României? N-am știut ce să-i răspund, am reflectat însă la întrebarea... Păi care? N-am știut ce să răspund, domnul Steca. Și reflectând totuși la întrebarea pusă și văzând conținutul volumului și văzând și ceea ce unii dintre colegii mei au spus până acum, aș spune că, da, e foarte posibil ca la această masă să se afle viitorul președinte al României, vreau să zic succesorul lui Traian Băsescu, nu un președinte peste 50 de ani, în măsura în care, cred eu, va ști să îndeplinească mai multe, să atingă mai multe obiective, cum spunea Monica Macovei. Unele dintre ele au fost deja spuse. Există o diversitate a sensibilităților de dreapta, că e vorba de liberal, că e vorba de conservator, că e vorba de creștin-democrați și evident că ralierea acestor sensibilități, punerea împreună a acestor sensibilități, este o condiție. O dreaptă divizată nu va câștiga instituții importante, cum e președinția. O dreaptă divizată nu va da un prim-ministru. Ăsta e în acest sens și mă bucur că a spus-o și Dancen Mihăilescu cu mai multă artă decât mine, asta este o condiție foarte importantă și cred că federarea acestor sensibilități este un obiectiv major. Deocamdată n-am trăit în această cultură a federării, din diverse motive. Trăim mai degrabă într-o cultură a disprețului față de această diversitate și, din păcate, această cultură a disprețului e uneori instituțională. Vreau să spun că persoane cu responsabilități în interiorul partidului din care fac parte calcă în picioare această diversitate și o consideră un pericol. Ea este un avantaj. Dacă ea va fi în continuare considerată un pericol, va pierde nu doar PDL-ul, vor pierde toate sensibilitățile de dreapta. A doua întrebare care mi-a fost pusă foarte direct este ce